Începe Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Asculți episodul 43, iar azi te invit să discutăm despre încrederea în sine, stima de sine, cum se mai numește ea. Și mi-am propus ca în acest episod să trecem un pic dincolo de influența pe care o are internetul asupra imaginii de sine, pentru că sunt două lucruri diferite. Am vrut să vorbesc despre încrederea în sine, cea care este rădăcina a tot ceea ce facem sau nu facem. Am vrut să vorbesc despre cum se vede atunci când ai încredere în tine și cum se vede atunci când nu ai. Am vrut să înțeleg mai multe despre ce se întâmplă în emoțional. Așa că am ales să-l am alături de mine în acest episod pe Marius Simion. Marius este unul dintre trainerii cu cea mai mare experiență de la noi din țară și unul dintre cei care au rezistat în industria de dezvoltare personală, deși au trecut mulți ani de când face asta, vreo 15, și s-au întâmplat și foarte multe schimbări în această industrie. E unul dintre oamenii despre care eu îndrăznesc să spun că își face treaba bine, iar ceea ce reușește să creeze prin nelepemania și oamenii care aleg să învețe de la el și prin el, este wow. Poate că nu vedem, poate că nu se vede atât de ușor sau atât de palpabil, dar parte din schimbarea prin care trece o nație, în cazul nostru România, are legătură și cu educația pe care o fac poate doar o mână de oameni, dar contează. Marius este unul dintre oamenii care susține această educație, iar mie mi-a plăcut tare mult această conversație cu el. Hai să vezi că am schimbat un pic lucrurile, dar sper să-ți placă. Audiție plăcută! Mulțumesc, Marius, că ai ales să-ți faci gândirea vizibilă azi. Știam că știi deja despre formatul podcastului, așa că astăzi o să sucesc un pic lucrurile și n-am să încep cu întrebarea mea clișeu, ci direct cu subiectul pentru care te-am invitat azi, și anume, ce este programul Creșteți încrederea în tine? Super fain noul format ăsta în care intri direct așa în pâine din start. Mulțumesc de invitație. Creșteți încrederea în tine este experiența mea din perioada adolescenței, de după adolescență, în perioada aia în care scoteam nasul în lume și nu aveam deloc încredere în mine. Mă uitam la oameni, iar dacă unul venea cu o părere, eu preluam părerea acelei persoane pentru că nu aveam suficient discernământ, suficientă putere interioară încât să zic în sinea mea, să zic, băi, eu cred altceva. Și mi-am dat seama că exact acest mod în care eu mă las ca o frunză în vânt, purtat de dorințele oamenilor, de sugestiile lor, mă face să nu știu cine sunt, să mă pierd pe mine. Și efectiv să nu am deloc o identitate a mea. Ori, în momentul în care mi-am dat seama de lucrul ăsta și mi-am dat seama cât de periculos e, pentru că eu eram de acord cu toată lumea. Eram genul ăla de persoană care vrea să-i mulțumească pe toți. Ajunsesem să mă uit în oglindă și să zic, bine, bine, dar eu nu am nimic, nu trăiesc nimic, nu contez, nu exist. Și am început să caut și am, pe vremea aia nu existau e-book-uri, nu existau cursuri online, nu exista online, nu? Așa că am avut la dispoziție strict cărți. Și am început să citesc sute de pagini, de capitole, de articole, de tot ce găseam și să-mi scot, efectiv, îmi scoteam fișe, ca la școală, cu tehnici, cu metode de creșterea, pentru creșterea încrederii în sine. Ce fain! Și am ajuns la un moment dat să pot să testez din o grămadă de tehnici de creșterea încrederii în sine și să-mi dau seama care funcționau și care nu. Și peste ani
Am făcut acest CD-ul, acest audiobook de creștere încrederii în tine din acele materiale, din ce mi-a folosit mie atunci. Adică sunt super testate și alese din o grămadă de alte materiale care poate au funcționat mai puțin sau deloc. Deci tot produsul, toată această experiență de creștere a încrederii în tine se bazează pe cele mai eficiente metode pe care eu personal le-am găsit și le-am testat și m-au ajutat pe mine să-mi cresc încrederea în mine, să-mi cresc stima de sine. Nu e un produs care vine dintr-o teorie, din faptul că am făcut un research ca să construiesc produsul, ci este un fel de retrospectivă, m-am uitat în spate și am zis, băi, ăstea le-am folosit, ăstea m-au ajutat, ține-le și tu. Așa a pornit acel proiect. E faină asta, cu ține-le și tu. Știu că în audiobook sunt 5 lecții. Ai pus, din, așa cum ai zis tu, ce a folosit pentru tine, ce ție ți-a adus răspunsuri mai concrete decât teorie, da? Ai pus 5 lecții la un loc. Din tot ce ai pus în acest audiobook, ce este esența, ce este cel mai important lucru pe care ai vrea să-l știe cei care ne ascultă? Mai important decât metodele, decât exercițiile pe care le dau în audiobook, e o idee, un concept, ceva ce lumea aproape că nu se gândește că așa stau lucrurile. Emoția și atitudinea noastră de încredere în noi e o exersare a unei atitudini, unei emoții pe care noi nu mai știm să o avem. Nu mai știm să o avem. Și atunci, dincolo de un exercițiu, activează această emoție, pentru că mulți oameni nu mai țin minte. Am lucrat cu oameni care mi-au zis, dar eu n-am avut niciodată sentimentul de încredere în mine. Mie niciodată nu mi-a plăcut atât de mult de mine încât să zic, băi, ce fain sunt. Se poate să nu ai niciodată? În teorie, da. Dar dacă ies o iei practic, ai avut un moment în școală când un coleg de-al tău s-a uitat la tine și a zis, mamă, dar ce șapcă fain ai, și tu ai plecat de acolo super mândru de tine că ce șapcă ai, știi? Da. Deci, practic, avem toți asemenea momente în care am avut mici sclipiri de încredere și mici sclipiri din astea de stimă de sine. Wow, cine sunt eu? Șmecheria e că nu contează pe ce domeniu au apărut aceste sclipiri de încredere, de stimă de sine, ci contează că au fost atât de rare și ni s-a dat în cap, ne-am fost criticați atât de des, încât le-am băgat sub preș și am uitat că ele mai există. Pentru că dacă stai să te gândești cum crești unui om încrederea în sine, îi spui când îi pui de om, îi zici, bravo, bravo pentru ce? Ce a făcut? S-a scos radical? Nu, s-a ridicat în picioare. Știi, din a merge de-a bușele a reușit să se ridice în picioare. Știi, zici, ai super tare, ești fantastic, ești extraordinar. Și pusă cărămidă peste cărămidă din acea mică încurajare care e maximă, e potrivită pentru acea vârstă, omulețul ăla își construiește stima de sine și încrederea în sine. Însă noi am trăit într-un context de societate, într-un context al societății în care am fost mai degrabă pedepsiți când ieșeam din front, când ieșeam un pic în, și gândeam cu propria noastră minte, așa că nu ni s-a stimulat cu acest bravo stima de sine, ci din contră. Am fost criticați și atunci ni s-a dat în cap de fiecare dată când gândeam diferit, de fiecare dată când reușeam ceva diferit decât standardul. Uh-huh. Ori ce le spun eu oamenilor este caută un moment din viața ta în care ai trăit acest sentiment și zilnic închide ochii, stai în fotoliul tău preferat din casă și retrăiește scena aceea. Pentru că știi ce fac oamenii? Sunt experți în a retrăi momentele nașpa din viața lor. O, da.
Păi, dar le vine extrem de ușor și de natural. Închid ochii, nici nu trebuie să închidă ochii. Cu ochii deschiși își amintesc când s-au certat cu nu știu cine și când vecinul i-a făcut idiot și nu știu cum. Păi, dar nu și-ar aminti când un prieten i-a zis, băi, sunt mândru de tine, ești extraordinar. Nu, aia nu, să nu cumva să facă chestia asta, pentru că n-am fost învățați că așa trebuie făcut. Or, ce zic eu este, ia un asemenea moment și retrăiește-l pe ăla, nu pe ălea negative. Decât dacă vrei să-ți pierzi încrederea, zici, bă, am un pic prea multă stimă de sine, ia hai să mi-o pierd, să mai scad din ea. De ce funcționează exercițiile astea care sunt atât de simple? Pentru că repetă modelul natural de creștere, de evoluție. Nu inventăm modul în care funcționează mintea noastră, ci doar ne uităm la oamenii care au obținut ceea ce vrem noi, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental, și îi punem sub microscop și zicem, ok, dar omul ăsta cum gândește? Păi mă uit la doi oameni diferiți, unul care are încredere și unul care nu are încredere în el, și văd că ăla care nu are încredere e genul de persoană care se critică la orice, care nu-i mulțumit de absolut nimic, care e un perfecționist din ăla care dacă a greșit cu jumătate de milimetru, distruge tot ca să o ia de la capăt și își spune sunt un idiot, nu-s bun de nimic. Și mă uit la celălalt care are încredere în el și îl văd relaxat și omul ăla zice, păi e normal să mai și greșesc, că sunt om, nu sunt robot. Și din chestia asta învăț, din chestia asta cresc. Și poate, de ce nu, de multe ori descoper lucruri la care nici nu mă gândeam făcând acele erori. Și atunci vezi că oamenii ăștia gândesc diferit și te întrebi, faci un pas în spate și te întrebi, bine, bine, dar ce a făcut pe oamenii ăștia să gândească diferit? Și vezi că, de fapt, li s-a spus, adică au fost educați, dându-li se unuia critică, celuilalt laudă. Și cine te-a criticat și te-a lăudat? Păi ăia care au stat cel mai multe ore din viața ta cu tine. Dar există cineva care stă cu tine mai multe ore din viața ta decât stau părinții, partenerul, profesorii și așa mai departe. Tu. Tu stai cu tine non-stop și când dormi. Vocea ta este cea care te poate distruge sau te poate construi cel mai bine. Vocea ta interioară, dacă tu înveți să o folosești în avantajul tău, are puterea ori să te construiască, ori să te distrugă. Acum, aud în mintea mea, apropo de voci, aud în mintea mea întrebările scepticilor care încă poate n-au reușit să-și dea voie să-și testeze chestiile în care cred sau nu cred. Și aud cum zic, bine mă, că nu mi-a zis mama la un moment dat bravo că m-am ridicat din genunchi și am început să merg. Și asta e o problemă? Adică n-avem noi destule ca adulți, ca antreprenori, ca oameni care lucrăm în fiecare zi, avem familii și asta e o problemă? Și te întreb, cum i-ai explica unui om care este încă rigid în a accepta că momentele ne construiesc și de bine și de rău? Cum îi explici? Că da, contează dacă și cum și când ți s-a spus. Contează, în primul rând, acea fundație. Pentru că, ce se întâmplă? În primul an de viață, încă nu s-a dezvoltat limbajul. Și neavând un limbaj în primul an de viață, atunci când începem să o lălăim și noi, știi? Și să avem senzația că vorbim, în perioada respectivă, noi citim lumea după reacțiile non-verbale și după tonul vocii părinților noștri. În acea perioadă, noi suntem un burete care ce face? Nu citește informații, însă citește emoții de la ceilalți. Fără să existe limbajul pe care noi îl folosim astăzi atât de natural, să zicem, noi nu putem cunoaște informații. Noi permanent, în perioada aia 0-1 an, ne folosim ca să experimentăm viața de feedback-ul emoțional pe care îl primim. Și
În acea perioadă, noi construim un fel de ochelari prin care evaluăm ulterior ceea ce ni se întâmplă. De exemplu, dacă, eu știu, copilul îi aude pe, se naște și îi aude pe părinți urlând, certându-se, senzația pe care el o are este una de teamă, de nedumerire, dar nu simte confort și protecție. Ori dacă el își începe viața și începe prima lui evaluare a lumii folosind acești ochelari, adică viața este un mediu în care nu mă simt protejat, în care simt frică, în care simt tensiune, ce se întâmplă? Orice informație ulterioară va fi analizată prin acești ochelari. E ca și cum ai zice, imaginează-ți un acvariu. Dacă tu ești în interiorul acvariului respectiv și cunoști viața din interiorul acvariului respectiv, dacă cineva desenează, habar n-am, un cerc pe peretele acvariului, tu vei vedea viața prin cercul acela. Dacă cineva pune, îl vopsește peretele, sticla acvariului cu roz, tu vei vedea viața roz și te vei uita la oameni și zice, mamă, dar ce roz este la față. Dacă va vopsi sticla acvariului cu gri, te vei uita și vei zice, bă, dar ce gri sunt toți. Pentru că aia este prima ta imprimare, imprimarea asta emoțională. De aia ajungi la vârsta adultă, devii super performer în ce faci tu și permanent, oricâte rezultate ai avea, oricât de mult oamenii se uită la tine și zic, bă, dar chiar ești bun, tu în sinea ta trăiești un sentiment, nu un gând, un sentiment de neîmplinire. Și ai permanent senzația, da, dar nu sunt suficient de bun. Ai permanent o senzație care tradusă în cuvinte, în gânduri, sună exact așa. Ok, dar nu sunt destul, pot mai mult. Și permanent ai această nemulțumire. O mică doză de nemulțumire e pozitivă, pentru că te împinge de la spate să crești, să evoluezi, să poți mai mult. Însă la foarte mulți oameni această doză de nemulțumire este atât de mare încât încearcă să o anestezieze. Încearcă să o adoarmă și folosesc de la droguri, mâncare, alcool, fumat, lucruri cunoscute de toată lumea, acceptate ca făcând parte din normalitate, însă toate acestea nu reprezintă altceva decât niște cârje, niște moduri prin care noi ne anesteziem niște senzații care nu ne plac. Mă gândesc acum la multele momente în care e așa de evident. De exemplu, vorbeam cu o prietenă care este foarte mare fumătoare și îi ziceam, știi că ai putea să te calmezi la fel cum crezi tu că te calmezi pentru că fumezi? Dacă în loc să tragi din țigară ai face exerciții de respirație? Pentru că, de fapt, ce te calmează în procesul ăla de trebuie să mă duc să fumez este faptul că încetezi, rupi ritmul și te apuci să respiri adânc. Evident, ca să poți să respiri adânc, tu crezi că ai nevoie de acea țigară, dar se poate și fără. Și acum că zici tu, mă gândesc la sute de gesturi, momente, contexte în care lucruri mici ne dau de gol legat de cum ne vedem și câtă încredere avem noi în noi, dincolo de ce ne zic ceilalți din exterior. Și da, e... Nu, din păcate zic, nu contează atât de mult ce zic ceilalți despre noi, cât ce ne zicem noi despre noi. Și noi preluăm de multe ori vocile și cuvintele părinților noștri sau celor care ne-au crescut, bunici, profesori, mentori. Și aceste voci noi le transformăm și până când ajungem să ne spunem aceleași mesaje cu vocile noastre. Oricând vocea celui din exteriorul meu devine vocea mea, eu nu mă mai opun acelor cuvinte. Nu mai... Îl cred pe cuvânt. Mă cred pe mine, știi? Dacă ar fi vocea ta, vocea vecinului, vocea unui străin de pe stradă, aș zice, du-te, bă, de aici, că fabulezi. Bă, dar e vocea mea.
E vocea mea care spune, dar puteai să faci mai mult, trebuie să tragi mai mult de tine, trebuie să fii nemulțumit că n-ai reușit să faci asta. Dar e ok, cum ziceam, e în regulă să vrei să poți să faci mai mult. Ce nu e în regulă, cu ce sentiment o faci? O faci cu sentimentul că ești incapabil sau o faci cu sentimentul de entuziasm și curiozitate de, băi, vreau să văd cât de, până unde pot să ajung? Adică vreau să fiu curios sau o fac din frustrare? Pentru că, știi cum e, gândește-te că te duci într-un concediu undeva. Urci în mașină, ți-ai făcut bagajele, urci în mașină și ai de condus, să zicem că te duci la noi în România, adică ai de condus o zi. Și în momentul în care tu trebuie să conduci o zi, concediul tău, poți să-l gândești așa, să zici, ok, concediul meu începe doar când ajung la destinație, sau poți să zici, a început în momentul în care m-am urcat în mașină și de acolo ai două atitudini. Poți să fii frustrat tot drumul până la obiectiv sau să te bucuri de tot drumul până la obiectiv. Ori, stima de sine, încrederea în tine îți dă diferența între cele două. Noi suntem toată viața în drum spre un obiectiv, o vocație a noastră, un scop al vieții noastre. Fiecare îl vede mai apropiat sau mai depărtat, mai plauzibil sau mai utopic, habar n-am. Însă, unii dintre noi se uită la acel obiectiv, la acea destinație și zic, fir ar să fie, dar cât de greu e, fiecare pas mi-e greu până acolo, iar altul zice, bă, dar hai să văd ce mi-aduce fiecare pas. Hai să văd cum pot să mă bucur de fiecare pas. Cred că în asta constă, de fapt, diferența care ne-o dă stima de sine. Să ne putem bucura de ceea ce ne aduce viața sau să ne întristăm pentru ce ne aduce viața. Te uiți la o furtună pe geam, vezi că e furtună, unul zice, ai de mine ce furtună periculoasă, celălalt zice, fii atent ce faină e natura asta, cum se dezlănțuie. Când ai creat acest audiobook, când ai pus la un loc ceva ce a funcționat pentru tine, te-ai gândit probabil, uite, cred că asta i-ar folosi și cui? Cum arăta persoana pe care ai conturat-o în mintea ta, căreia crezi că i-ar face bine să asculte acest audiobook? Probabil că m-am uitat la mine. Nu mai știu, l-am construit audiobook-ul ăsta cu câțiva ani în urmă. De atunci am migrat către multe alte cursuri, produse, dar cu siguranță am văzut în mintea mea acea persoană asemănătoare cu mine din acea perioadă în care nu aveam încredere, acea persoană care avea frică de a vorbi în public, pentru că frica de a vorbi în public e iarăși teama ca ceilalți să nu cumva să vadă greșelile mele. O persoană care are nevoie de mai multă încredere în sine, l-am văzut pe acel om care atunci când e în mijlocul unui grup, se simte stingher. Se simte că ar vrea să fie în centru atenției, dar nu știe cum. Ar vrea să spună ceva și să fie luat în seamă atunci când spune ceva, dar oamenii trec foarte ușor cu vederea peste cuvintele sale. Acea persoană care nu are curajul să își spună punctul de vedere și să-l mențină, pentru că ceilalți o să se uite ciudat la el sau să-l respingă. Acea persoană căreia nu-i pasă atât de mult de aprobarea celorlalți sau de acceptarea, de respingerea celorlalți și zice, băi, mie sincer nu-mi pasă dacă tu mă accepți sau mă respingi pentru că știi ce? Eu mă accept pe mine. Mie îmi place de mine. Așa că, sincer, nu prea îmi pasă dacă și ție îți place de mine. Și având în minte un asemenea tipar de oameni care au nevoie de această acceptare, au nevoie de aprobarea celorlalți, de validarea celorlalți, au nevoie de atenția celorlalți, pentru acest tip de persoane am construit audiobook-ul. Mă ajut să punem în câteva contexte
Și să pictăm în contexte cum arată să ai sau să nu ai încredere în tine. Uite, de exemplu, cum arată un om de afaceri care are încredere în el? Ca să-ți explic mai clar, vreau să-ți spun cum arată un om care nu are încredere. Persoana care nu are încredere în el este acel tupeist pe care îl știe toată lumea. Știi, oamenii ăia care își cumpără mașină și își fac mânerele aurite la mașină? Oh. Ăla e un fenomen de compensare a lipsei de stimă de sine. Acum am luat un exemplu, poate cel mai absurd. Cu cât o persoană este mai agresivă cu ceilalți, cu cât o persoană este mai dornică de a-și arăta superioritatea în fața celuilalt, cu cât o persoană este mai cu nasul pe sus, cu cât o persoană e mai vorbește mai tare, dă cu pumnul în masă, cu atât acea persoană are o stimă de sine mai scăzută. E contraintuitiv. Oamenii zic, dacă nu știu, zic, bă, fii atent, ăla are încredere în el, are stimă de sine. În realitate, acele persoane, din punct de vedere emoțional, sunt extrem de fragile. Sunt persoane care, în marea lor majoritate, au fost, în copilăria lor, au fost abuzate. Nu vorbesc de abuz sexual, ci vorbesc de un abuz emoțional. Adică nu li s-a permis să se dezvolte emoțional. Ca atunci când ai o floare și când ea vrea să crească, tu îi pui un capac. Acelor oameni li s-a pus un capac și au trebuit să stea micuți în banca lor. Cu cât o persoană compensează și vrea să iasă în evidență prin acea compensare, cu atât acea persoană nu are încredere în sine. Asta este o categorie de persoane care nu au încredere în sine. N-au încredere în sine și compensează lucrul ăsta prin orice mod prin care cred acești oameni că îți arată că au încredere în ei. O persoană care îți arată că are încredere, că e puternic, nu are încredere. Pentru că o persoană care are încredere nu are nici cel mai mic interes și motiv să-ți arate lucrul ăsta. Mai există o categorie de persoane care nu au încredere în ei. Cei care nu compensează. Cei care stau retrași într-un colț și nu deschid gura. Cei care n-au curajul să se exprime. Cei care sunt timizi. Cei care merg pe stradă și când merg pe stradă se gândesc, păi, oamenii din jurul meu, oare se uită la mine, mă critică cu ceva? Oare sunt îmbrăcat? Oare mi-am închis șlițul? Știi? Deci, ceva de genul ăsta. Asta este cealaltă categorie de persoane. Dar atenție, oamenii care compensează s-au născut din acești oameni care stau în colțul lor. Până când stau în colțul meu, până când găsesc pe cineva mai slab decât mine, ca să-l pot băga într-un colț mai adânc. Ah. Adică, știi, dacă te uiți la un colț de cameră, da. Cu cât te duci mai în apropierea colțului, cu atât colțul ăla devine mai adânc. Ei, o persoană care n-are încredere în sine, se uită în jur și zice, pe cine pot să bag eu mai adânc în colțul camerei? Eu sunt în colț. M-au pus alții în colț. Părinții, educatorii, habar n-am. Dar uite, ăla are... E mai nașpa. Pe ăla o să-l bag în colț. Și ce face? Cum folosește? Ce face? Păi folosește exact metoda care a văzut-o că a funcționat asupra lui. Bullying-ul. Folosește tehnica pumnului în gură, dat cu pumnul în masă, îți arăt cine sunt eu, tu nu poți să-mi arăți așa ceva, deci treci în colț. Și din aceste persoane, cum ziceam, se nasc cei care compensează. Compensarea, culmea, e un proces de vindecare.
Deci acești oameni care trec în extrema aceea și vezi că dau din coate și se bagă în față la rând și urlă la tine și zice, cine ești tu ăla care nu știu ce, tu nu știi cine ești eu, tarara. Toate aceste persoane sunt în procesul lor de vindecare. Nu ne convine, nu ne place. Dar eu îmi dau seama cum am crescut eu văzând acești oameni. Am avut perioada în care, când îi vedeam, eram timorat. Am avut perioada în care, atunci când îi vedeam, mă retrăgeam și ziceam, bă, da, uite-te la ei cât de puternici sunt, mi-ar plăcea. Și azi am perioada în care, atunci când îi văd, îmi vine să râd, pentru că știu de unde le vine acest tupeu. Din cât abuz emoțional au trăit ei. Și, da, poate e ciudată explicația, îmi vine să râd. Mă amuză compensarea asta și, în același timp, apare în mine, dar nu totdeauna recunosc, o doză de simpatie, de compasiune, să zic așa. Băi, știu că omul ăla a suferit, a fost abuzat, a fost ținut sub capac, de acum simte nevoia să arate cine e ea. Și cunoaștem cu toți asemenea persoane. Cum arată un părinte care nu are încredere în el? Întreb despre părinți, ca să-mi și facă gândirea vizibilă, pentru că în momentul în care devii părinte, parcă se accentuează dacă ai sau dacă n-ai încredere în tine, cel puțin din ce am observat eu ca nepărinte, în prietenii sau cunoștințele mele. Îmi pare că în momentul în care vine un copil care are nevoie de foarte multă atenție din partea ta și nu prea mai poți să te ascunzi sau să te ferești, devine mult mai evident dacă ai sau dacă n-ai încredere în tine. Indiferent cine e în fața ta, această nevoie de compensare fiind atât de pronunțată, depășește bariera, hai să zic, pragul cogniției noastre. Și chiar dacă noi, hai să zic, știm că n-ar trebui să minimalizăm și să suminăm pe cei din apropierea noastră, o facem. Și o facem găsind cea mai faină, cu ghilimele, bineînțeles, metodă, spunându-le, eu vreau să te ajut să fii mai bun. De aia te critic atâta. Vai! Da. Sună cunoscut, hă? Nu, și ce e cel mai interesant? Când oameni necunoscuți, oameni care nu te cunosc, îți scriu asta online. Eu vreau să te încurajez, vreau să te ajut să fii mai bună la ce faci, mă, cu podcast-ul, așa că îți dau un feedback pentru că cred în tine și în potențialul necerut. Tău. Necerut. Da, și eu sunt like, unul la mână, feedback-ul se cere înainte să se dea. Adică ori îl cer eu, ori mă întreb dacă vreau să-l primesc. Și doi, cum tu, un străin, pretinzi că poți să mă crești pe mine? Ca să ai starea asta, trebuie să crezi că mi-ești superior. Și atunci, ce se întâmplă de fapt? Da. Mă dă, dar cum de te deranjează chestia asta? E amuzantă. Nu, din fericire am învățat să nu mă mai deranjeze, dar au fost multe momente în care, da, m-a deranjat. Da. Glumeam. Dar e, uite, e un proces de învățare și să nu mă deranjeze. Exact. Ideea este că, dincolo de cum părinții fără încredere în sine își suminează copiii, pe mine mă interesează mult mai mult cum fac educatorii la școală. Nevoia de a-i arăta copilului că ești mai bun decât el, că tu știi mai multe decât el, vine din această lipsă de încredere în sine a adultului. Și, din păcate, că asta e un subiect care pe mine mă frământă de mult timp, nu poate fi impus prin lege. Adică nu poți să-i zici educatorului, fie că e părinte, fie că e profesor, deci, băi, de acum înainte, tu trebuie să nu-l mai suminezi, să nu mai suminezi încrederea în sine a copilului, pentru că îți zice legea. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să vindeci adultul ca să nu mai compenseze lipsa lui de încredere în sine cu minimalizarea copilului. Am asistat la un moment dat la o scenă cu ani în urmă, mergeam cu tren de la Timișoara, nu mai știu pe unde mă duceam, și urcase într-o stație un profesor, o profesoară cu un grup de copilași. Și copiii, super încântați, o întrebau, da, doamna, acolo ce e?
Și eu stăteam la oarecare distanță, asta m-a ajutat să mă abțin, și doamna le explica în modul următor. Bă, da, ce proști sunteți. Voi nu știți că acolo se produc frigidere. Bă, da, chiar atât de proști sunteți, de inculți sunteți, că nu știți că... Deci omul acela avea nevoie să se simtă superior unor copii ca să poată să se valideze. Se urca cu picioarele pe umerii copilului ca să se simtă cât de cât matur emoțional. Dar chestia asta tu nu poți să o obligi, să îi impui. Din păcate, școala și educația la noi în țară este tributară acestei lipse de încredere în noi pe care o avem ca societate. Comunismul nu a făcut altceva decât să creeze oameni fără încredere în sine. Pentru că dorința aceasta de a crea o societate de oameni egali unul cu celălalt i-a făcut pe oameni să nu-și mai creeze individualități, să nu-și mai creeze identități proprii. Ori dacă eu nu am o identitate proprie, adică eu nu sunt diferit de tine, că asta înseamnă identitate proprie, eu nu am nici stimă de sine. Că nu există acel sine psihologic, acea personalitate diferită de a ta, care să-mi placă. Pentru că societatea a promovat, toți suntem la fel. Ne îmbrăcăm la fel, gândim la fel, avem freze la fel. Și uite, știi care e paradoxul? Este că dacă mă uit la generația părinților noștri și a bunicilor noștri, teoretic nu au acea stimă de sine, exact, teoretic și practic, nu au. Ce au în schimb este extrema, comparația cu ceilalți. Este extraordinar cât de mult se pune accentul pe ce are celălalt, ce va zice celălalt despre mine. Sunt ani de zile în care, fie în familie, fie în familiile prietenilor mei, conversațiile pleacă de la bine, bine, tu-ți dorești să faci așa, să ai cariera X, să pleci în țara Y, dar ce o să zică despre tine ceilalți? Că, uite, copilul vecinului n-a făcut. Și e paradoxal. Ne-au format în comunism și zic ne-au format pentru că am preluat și noi acele șabloane, adică încă nu sunt vindecate complet. Ne-au format să fim la fel și au alimentat exact, da, uite ăla la alt cum și comparația. Și cred că încă mai suntem departe de a fi bine. Se vindecă aceste lucruri prin încredere în sine? E același proces de compensare, adică atunci când prin lege tu ești forțat să te îmbraci ca celălalt, normal că mintea ta și emoțiile tale caută diferențe. Caută să construiască diferențe. Știi cum se formează personalitatea unui copilaș? În perioada de 3-4 ani, când el începe să-i spună nu. Mama zice, du-te și te spală pe mâini. Nu. Du-te și ia-ți șosetele. Nu. Ăla e momentul în care, prin opoziție, se formează primul strat de independență, de eu nu sunt ce zici tu, eu nu sunt tu. Ăla e momentul în care copilul începe să-și formeze personalitatea. Și dacă atunci părintele îl pedepsește pe copil pentru că este obraznic, copilul învață că de fiecare dată când el vrea să fie independent, să aibă propria lui identitate, va suferi. Deci ce ajunge în final? Să zic că prefer să nu mai am o identitate a mea decât să sufăr continuu, pentru că el este pedepsit. Am lucrat cu părinți, au venit la mine și mi-au zis, băi, nu mai știu ce să fac, copilul meu e obraznic, nu mă ascultă. De fiecare dată când eu îi zic să facă ceva, zice că nu vrea să facă, nu face asta. La vârsta asta, 3-5 ani. Și zic, am înțeles. Deci vrei să te ajut să-ți transformi copilul într-un sclav, care să fie preșul tuturor. Nu asta vreau. Păi, dar ce vrei atunci? Să fie robot? Apeși pe buton și el ridică mâna? Păi nu, nici asta nu vreau. Să înțeleg că vrei să fie un adult independent? Da, asta vreau. Copilul tău deja face lucrul ăsta. El crește în direcția asta. Doar că tu trebuie să-i respecti acel nu.
Și da, trebuie să încep să negociezi. Uneori, normal că trebuie să stimă. Vine copilul cu furculița în mână și zice, eu vreau să o bag în priză. Normal că atunci îi interzici, că e periculos. Însă sunt multe alte momente în care părinții zic nu sau nu acceptă nu-l copilului doar pentru a-și arăta propria lor putere. Și atunci devine periculos pentru copil. Pentru că el vede că cineva, uite, adultul ăsta se răstește, ridică tonul, dă cu pumnul în masă, deci eu atunci trebuie să mă dizolv. Și asta face, își dizolvă propria personalitate. Ăsta e momentul în care e atât de delicat să se construiască stima de sine. Eu toată viața mea, în perioada aia copilării, am auzit doar ești obraznic, nu asculți, nu mai... Și am fost pedepsit atât de bine încât nu am reușit să cresc având stimă de sine. Știam că dacă eu îmi susțin părerea, sunt pedepsit. Așa că am renunțat la propria mea părere. Am vorbit despre oameni de afaceri sau, mă rog, adulți care epatează. Am vorbit despre profesori și un pic despre părinți. Și acum aș vrea să vorbim despre încrederea în sine sau lipsa ei în relația de cuplu. Pentru că în viața mea, cel mai evident, deși acum uitându-mă înapoi văd și înainte de acest moment, în adolescență când au început să apară relațiile cu sexul opus, a început să iasă la iveală cât de puțină încredere în sine aveam, din simplu fapt că acceptam extrem de multe lucruri care erau foarte toxice, pe care le percepeam în anumite momente că sunt toxice, le spuneam altor persoane să nu accepte, dar eu le acceptam. Și pentru mine, momentul acela, când au apărut relațiile de cuplu, a fost un moment de ceva nu-i în regulă, dar mulți ani n-am știut ce. Și de asta vreau să vorbim exact despre încrederea în sine într-o relație de cuplu. Cum arată o persoană care este într-o relație de cuplu și are încredere în ea și cum arată o persoană care este într-o relație de cuplu sau își dorește una și nu o are? Relația de cuplu e un mecanism fabulos de compensare a lipsei de încredere în sine. În momentul în care ești adolescent, intri în prima ta, în primele relații de cuplu și ulterior, intrarea în relația de cuplu este mult din această motivație reprezintă sexualitatea. Încep hormonii să creeze un cocktail acolo, să explodeze, mai ales în perioada adolescenței. Și ce se întâmplă? Persoana cu care intru eu în relație de cuplu mă atrage sexual și eu traduc această atracție prin faptul că acel om mă acceptă așa cum eu nu reușesc să mă accept. Partenerul îmi oferă acea validare pe care eu nu o primesc din altă parte. Nu am primit-o ani de zile și o primesc acum. Eu nu știu la vârsta aia și nu iau în considerare nici ulterior, poate, că de fapt acea validare vine din atracția sexuală pe care partenerul o simte față de mine. Și eu o simt față de partener. Și atunci, acea validare este, de fapt, vine din interiorul acestei atracții sexuale. Nu este propriu zis o acceptare a felului de a fi al celuilalt. Pentru că după ce trece perioada aia de cunoaștere reciprocă, de luni până la un an jumate, de câteva luni până la un an jumate, te uiți la partener și zici, păi, dar parcă chestia asta îmi plăcea ieri la partener, dar astăzi nu mai îmi place, nu știu ce s-a schimbat. Sau zici, s-a schimbat partenerul. Culmea, nu s-a schimbat partenerul, ci ai început tu să sesizezi lucruri pe care înainte nu le sesizai. Nu mai îmi acordă atâta atenție. Nu ți acorda nici înainte. Sau poate că ți acorda mai multă atenție înainte, dar înainte era
curiozitatea și nevoia sexuală care îl ținea lipit de tine pe partener. Și tu ai citit, ți-ai tradus lucrul ăsta prin faptul că îi place de mine, mă acceptă, mă iubește așa cum sunt. Și chestia asta îți dădea extrem de multă stimă de sine. Deci acel moment de început de relație nouă ne dă foarte multă stimă de sine, care vine la pachet cu această acceptare, cu această te vreau așa cum ești. Din acest motiv sunt foarte multe persoane care schimbă foarte repede relațiile pentru că ei caută, de fapt, acea validare inițială. Dincolo de aspectul sexual, caută, de fapt, acea validare pe care le-o dă partenerul la începutul relației. Pentru că acel început de relație vine cu acest cocktail hormonal care poți să zici că îți pune așa niște ochelari pe ochi și nu îl vezi pe celălalt cum este în realitate. Tu vezi doar cum vrei tu să-l vezi și vezi doar ce-ți place la acea persoană. Și băi, te acceptă omul ăsta care e perfect. E făt frumos, e Ileana Cosânzeana și tocmai te-a acceptat făt frumos. Deci și deci eu sunt bun. Seama, exact. Normal că tu ești Ileana Cosânzeana când făt frumos te-a acceptat. Uh-huh. Știi? Și atunci, în relațiile, de fapt, au acest rol în care, la început, îți oferă un reper. Îți zic, uite, cam așa ar trebui să te simți tu atunci când ai încredere în tine. Să ai această senzație de... Băi, sunt valoros, sunt important, îmi place de mine. Problema este că noi nu învățăm nu memorăm această stare emoțională, ci ce facem? O punem starea emoțională ca responsabilitate a partenerului. Adică tu trebuie să-mi dai această stare emoțională. Eu nu o am, dar știi ce? Eu nu mă iubesc. Mie nu-mi place de mine, eu mă critic permanent. Dar tu trebuie să mă iubești, să mă accepți, să nu cumva să mă critici. Deci, ce facem? Cer partenerului ceva ce eu nu pot să-mi dau mie. Ori chestia asta nu este fair play într-o relație. Eu nu pot să mă accept pe mine așa cum sunt. Nu pot să mă iubesc pe mine. Dar tu fă-o. Tu iubește-mă. Tu acceptă-mă așa cum sunt. Mie nu-mi place de mine. Dar ce bine că am găsit un fraier căruia îi place de mine. Știi, cam așa sunt. Acum sunt... am pus dușul rece. Ce se întâmplă? În momentul în care un om începe să decodifice toate lucrurile astea, își dă seama că relația este cel mai bun mijloc prin care poate să-și crească stima de sine. Pentru că în relație, mai ales la începutul relației, tu ai zilnic un reper emoțional de cum ar trebui să simți în relație cu tine însuți. Că încredere... Hai să ne întoarcem un pic la termen. Am încredere în mine. Adică cred în propria persoană. Știi? Sunt oameni care cred în prietenii lor, sunt oameni care cred în mentorii lor. Băi, a avea încredere în tine înseamnă că pe lângă a crede în ce zice un mentor, în ce face sau ce zice un prieten, acești oameni cred în ei înșiși. Asta înseamnă încredere în tine. A crede că eu pot, că eu sunt capabil. Și ăsta nu este un gând. Adică tu nu poți să te trezești dimineața și zici, băi, eu de astăzi m-am hotărât să cred în mine. Până astăzi n-am crezut în mine. Dar de astăzi m-am decis și de astăzi eu o să cred în mine. E o emoție care trebuie antrenată. E un sentiment. Și în prietenii tăi te leagă nu un gând de prietenii tăi, te leagă o emoție. Te leagă un sentiment de certitudine, un sentiment de încredere. E un sentiment acolo. Nu e un gând, că dacă ar fi un gând, ar dispărea. Tot așa, și în tine, încrederea în tine, e un sentiment, o emoție, o atitudine pe care noi uităm să o exersăm și o așteptăm să apară
ca și cum cineva din exterior ar trebui să vină la noi și să zică, no, ți-am adus un kil de încredere în tine. Era la ofertă, e altul. E la ofertă, bravo, da. Uite, ai zis ceva foarte interesant și în calitate de om care iubește cuvintele, am sesizat asta. A avea încredere în tine, încredere, este așa, ceva abstract, ceva ce ai, ceva la care poți să apelezi la kilogram. Dar când ai schimbat fraza și când ai zis, eu cred în mine, s-a transformat în verb, într-o acțiune. O acțiune pe care trebuie să o fac. Ceva ce ține de mine să fac, să acționez în direcția respectivă ca să pot să simt emoția. Și invers, trebuie să simt emoția ca să-mi fie fundație. Și mi s-a părut fină, dar faină, diferența între cum sună am încredere în mine sau eu cred în mine. O să intru un pic în detalii? Să pun Te rog! Pe chestia asta. Te rog, da! Modul nostru de gândire și emoțiile noastre provin din cuvintele pe care noi le folosim. Dacă, de exemplu, îi spun unei persoane ai o problemă sau îi spun ai o provocare, experiența interioară a acelei persoane va fi diferită. Tot așa, dacă folosim varianta de verb a cuvintelor, crede în, a crește, a relaționa cu cineva, a comunica cu cineva, mintea oamenilor înțelege acțiunea respectivă. Și de aici urmează etapa magică. În momentul în care, datorită limbajului, noi transformăm verbul într-un substantiv abstract și a comunica devine comunicare, a relaționa devine relație, a mă durea devine durere, a mă întrista devine tristețe. În acel moment, mintea noastră rațională nu mai poate să înțeleagă acel substantiv, pentru că substantivele sunt obiecte care au dimensiune, greutate, formă, mărime și așa mai departe. Și îl văd, pot să pun mâna. Astea gramatical sunt substantive, însă, în realitate, ele sunt niște verbe înghețate. Și atunci, mintea noastră ce face? Ca să le poată înțelege, activăm emisfera, acum exagerez un pic, emisfera aia dreaptă, mă rog, nu-i chiar așa, emisfera emoțională a creierului. Toate cuvintele care provin din verbe și noi le folosim ca substantive, creează emoție. Mintea noastră zice că, băi, uite, cuvântul ăsta e emoțional doar dacă e un verb transformat în substantiv. Sunt oameni, atenție, care pot să-și dea viața pentru asemenea transformări din verbe în substantive. De exemplu, a fi loial devine loialitate. Uh-huh. Să-i zici, a fi cinstit devine cinste. Ori a iubi devine iubire. Cuvântul iubire creează emoție mai mult decât verbul a iubi. Pentru că a iubi, știi ce face? Trebuie să faci un set de acțiuni. Te face să faci ceva. Exact, e concret. Cum se vede că mă iubești? Adică faci verbul de a mă iubi, nu doar simți starea de a mă iubi. Când zici iubire, e vag și fiecare lasă loc la interpretări. În momentul în care începi să decodifici cuvintele folosite de oameni, de-abia atunci poți să zici că poți să înțelegi structura lor mentală, poți să înțelegi cum anume gândesc ei, nu ce gândesc. Programarea neurolingvistică despre asta este, despre a înțelege cum își folosesc oamenii mintea, nu la ce se gândesc. Pentru că, să fim serioși, dacă o persoană își folosește mintea într-un mod eronat, indiferent la ce se gândește, și dacă se gândește la o rețetă de prăjitură, și dacă se gândește la trimite oameni pe lună, tot va greși. Nu mai contează la ce se gândește, dacă
schema de operare este eronată. Nu știu, are sens chestia asta? Da, dacă acel cum, care de fapt este despre cum folosește elementele din gândire. Probabil că avem elemente comune, dar felul în care le conectez eu diferă de al tău sau de al cuiva și asta face și diferență între noi, respectiv între ceea ce avem, n-avem, experimentăm sau ba. În principiu, nu contează la ce mă gândesc ca să am încredere în mine, ci contează cum mă gândesc la acel lucru la care mă gândesc. Pot să mă gândesc spunând, mamă, ce groaznică e furtuna de afară, sau pot să mă gândesc și să zic, uai, ce spectacol oferă furtuna de afară. În relația de cuplu, că de acolo am început să croșetăm ideea asta, în momentul în care se întâmplă acel lucru de care multora dintre noi ne este foarte teamă, a fi înșelat, ce se întâmplă de fapt este, punând acum în ecuație și te rog să mă corectezi sau completezi, în momentul în care acea persoană la care tu ții își îndreaptă atenția spre altcineva, pentru că încrederea ta în tine depinde și este conectată de acel om, partenerul tău, iar dacă partenerul tău își îndreaptă atenția față de altcineva, tu rămâi cu nimic. Adică ți s-a luat încrederea pe care acel iubit, iubită ți-o insufla și tu ai rămas gol. Să zicem că partenerul se uită după altcineva. O să caute o persoană mai lipsită de încredere decât partenerul respectiv. O să zic, bă, ia stai să văd. Cine e mai loser decât actualul partener? Cine are mai puțină încredere? Cine are mai puțină stimă de... Nu. În permanență ne atrag oamenii care au stimă de sine, care au mai mult, au multă încredere în sine. Au măcar un pic mai multă încredere în sine decât avem noi. Deci totdeauna noi avem tendința să căutăm o persoană pe treapta următoare de stimă de sine ca să ne ducem și noi acolo. Sau măcar aparent are mai multă decât noi. Cu accent pe asta, pentru că de multe ori de asta și ți se taie filmul relativ repede de cineva nou pe care l-ai cunoscut în momentul în care dispare primul strat de poate chiar epatare, poate chiar senzația de a compensa pe care o arată și când dispare primul strat, îți dai seama de, oh, de fapt nu e chiar așa interesantă persoana asta. În realitate, persoanele, partenerii de cuplu caută oameni care au stimă de sine. Dacă tu permanent îți crești stima de sine, pentru că e un proces permanent, nu există o zi în care să zici, gata, am suficientă stimă de sine, nu mai îmi trebuie, mâine nu vreau un pic mai multă decât azi. Dacă tu permanent îți vindeci această lipsă de stimă de sine, îți crești stima de sine, adică de fapt ce faci? Te înțelegi mai bine cu tine. Ești un prieten mai bun al tău. Partenerul tău nu va căuta în altă parte. Pentru că tu vei avea mai multă stimă de sine permanent. Însă în momentul în care ție începe să-ți scadă încrederea în tine, stima de sine, atenție, este genetic în interiorul nostru să căutăm un om cu stimă de sine. De ce? Pentru că omul cu stimă de sine îmi spune prin stima de sine că poate să protejeze familia. Că ce înseamnă încredere în mine? Eu știu că pot să mă descurc. Asta înseamnă. Când eu văd că actualul partener nu mai crede că poate să se descurce, adică nu are încredere în sine, instinctul nu e gând, e instinctual în noi, ne face să căutăm o persoană cu mai multă stimă de sine. Pentru că știu că acea persoană poate să protejeze cuibul, familia. Și nu o face, pentru că cultura, religia, mediul ne zice nu ai voie să faci asta. Știi ce se întâmplă? Se creează frustrare. Frustrare pe care o verși asupra partenerului. Și apare o răcire a relației, chiar dacă unul din parteneri se uită și zice
nu mai ai încredere în tine, nu mai îmi place de tine, dar rămân aici pentru că așa zice societatea. Mecanismul corect este să înceapă să lucreze amândoi la stima de sine, la încrederea în sine. Asta rezolv. Pentru că altfel creezi ori frustrare, ori se rupe relația. Și dacă se rupe, vei căuta pe cineva care să-ți dea starea de încredere în tine. O iei de la capăt. Nu, tu n-ai rezolvat nimic. Deci în noua relație o iei de la capăt. Singurul mod prin care rezolvi este să înțelegi cum funcționează. Oamenii uită că inclusiv o relație de cuplu e ca o rețetă. Uh-huh. Dacă nu știi ingredientele și nu știi în ce ordine să le pui, nu o să ajungi la rezultatul pe care tu ți-l dorești. Nu? Vreau să fac o omletă și pun ouă, brânză, făină, lapte, habar n-am ce mai pun acolo, dar nu le pun în cantitățile care... pe care le zice rețeta, nu le pun în ordinea respectivă, s-ar putea să-mi iasă cu totul altceva. Ce fain explicat, mi se pare că e atât de simplu și noi complicăm atât de mult, mai ales în dinamica de cuplu. Dar îți mulțumesc că ai pictat asta legat de încrederea în tine în contextul unei relații de cuplu. Și când vorbeam adineaori, ai pomenit despre NLP. Cum NLP te ajută să-ți crești încrederea în tine? NLP-ul, programarea neurolingvistică, eu de acolo mi-am luat primele exerciții, primele tehnici pentru a-mi crește încrederea în mine. Chestia asta cu a modifica dialogul interior, a antrena o anumită emoție până când devine o emoție de bază, vine din NLP. Însă nu e doar atât NLP-ul. NLP-ul înseamnă mai mult decât atât, înseamnă atenția asupra mesajelor din spatele cuvintelor folosite. În NLP eu știu, de exemplu, că niciun cuvânt pe care un om îl folosește nu este din greșeală acolo, nu este întâmplător acolo. Și că cuvântul respectiv îmi spune ceva despre trecutul persoanei, despre prezentul, chiar despre viitorul acelei persoane. Cuvintele sunt sistemul nostru de operare. În funcție de cuvintele pe care le folosește un om, reacțiile lui vor fi diferite. Dacă o persoană nu cunoaște, nu are în vocabular anumite cuvinte, ci are alte cuvinte, va reacționa în funcție de cuvintele pe care le cunoaște, pe care le are. De-aia vedeți atât de mulți oameni în bule diferite culturale și te uiți la ei și zici, bă, dar ce ciudat vorbește. Dar uite și cum se comportă. În realitate, faptul că se comportă așa e dat de vocabularul pe care îl folosește acea persoană. Dacă o persoană nu știe... Îți dau un exemplu banal. O persoană care nu cunoaște cuvântul stres nu știe cum să se streseze. O să simtă altceva, dar nu o să simtă ceea ce cel care cunoaște cuvântul stres va simți. Îți mai dau un exemplu. L-am dat chiar zilele trecute, am avut un workshop cu noul grup de NLP, ce l-am început acum, și le-am dat un exemplu care, bineînțeles, de fiecare dată e șocant pentru oameni. Îi întreb, le zic, hai, ridicați mâna, să ridice mâna, cui îi place să fie dezamăgit? Bă, culmea, nimeni nu ridică mâna. Și îi las și zic, sigur, nimănui nu-i place să fie dezamăgit? Bă, nu, nimănui nu-i place să fie dezamăgit. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ne place să fim amăgiți. Pentru că atunci când nu-mi place să fiu dezamăgit, eu ce fac? Fug de dezamăgire. Și care e direcția în care fug de dezamăgire? Ca să poți să fii dezamăgit, în prealabil, tu trebuie să te amăgești. Și atunci ce fac? Eu continui să mă amăgesc ca să nu fiu dezamăgit. Din punctul meu de vedere, poate unul dintre cele mai bune lucruri este să fii dezamăgit, pentru că asta înseamnă că tocmai întrerupi amăgirile
pe care ți le-ai creat de-a lungul timpului. Și sunt mulți care, și în relația de cuplu, zic, să nu mă dezamăgești. What? Asta înseamnă, amăgește-mă că ești altfel, permanent? Adică, puneți permanent o mască? Ce înseamnă să nu mă dezamăgești? Înseamnă că eu îmi creez niște așteptări, nu începe să sune autoamăgire, eu îmi creez niște așteptări care s-ar putea să nu fie cele reale, pentru că nu vin de la tine, vin din așteptările mele, și când văd realitatea, te acuz că m-ai dezamăgit. Sesizați? Și atunci oamenii ce fac? Fug permanent de această dezamăgire, pentru că au aflat ei că e rea, că suferă, dar dezamăgirea respectivă s-ar putea să fie medicamentul amar de care ai nevoie ca să te vindeci. Însă noi nu suportăm să suferim nici atunci când urmează să ne vindecăm. E un exemplu poate banal și de multe ori oamenii zic, nu, n-are cum să fie așa. Pot să înțeleg punctul ăsta de vedere pentru că gândeam exact la fel. Însă dacă stai un pic să te gândești, să te uiți mai atent, o să-ți dai seama că fiecare dezamăgire pe care tu o trăiești vine dintr-o creiere de așteptări care nu este realistă. Adică de aia sunt așteptări, știi? Adică nu e bazată pe ceva real. Eu nu cunosc cum este Ileana Cosânzeana, văd frumos, îmi creez niște așteptări care le vreau eu. Eu vreau ca în fiecare dimineață să-mi aducă dejunul la pat. Micul dejun la pat. Dar s-ar putea ca acea persoană să nu vrea lucrul ăsta. Să nu-i placă să o facă. Și după aia o să fiu dezamăgit că mi-a adus doar de 3 ori. Cred că asta e o lecție importantă despre cum partenerii noștri au voie să n-aibă chef să facă ce vrem noi să facă. Cred că cea mai dură regulă pe care o zic de obicei, că am cam o dată de 2 ori pe an țin cursuri, tabere, de fapt, de psihologia relației de cuplu. Și acolo șochez oamenii și aruncă cu roșii, cu ouă stricate după mine, cu ce au la îndemână și le zic așa, le zic, nimeni nu s-a născut ca să te facă pe tine fericit, nici măcar partenerul de cuplu. Nimeni nu s-a născut cu responsabilitatea asta în spate, să te facă pe tine fericit. Însă noi avem această așteptare de la celălalt să ne facă pe noi... Băi, lumea trebuie să se schimbe în jurul meu ca să mă facă pe mine fericit. Toți trebuie să stea drepți, să facă stânga împrejur când eu zic, universul, nu, astăzi vreau ca soarele să răsară un pic mai târziu. Și dacă nu răsare un pic mai târziu, o să fiu nefericit. Știi? Deci, ăsta e modul în care ajungem să gândim atunci când avem acele răni emoționale care ne dau și această stimă de sine lipsă, ne creează această lipsă de încredere în sine. În final, totul se întoarce aici, la relația mea cu mine, că asta înseamnă eu cred în mine. Am ajuns la ultima întrebare a acestui episod, care este de fapt, de regulă, prima întrebare. Ai vorbit foarte fain despre încredere în sine, am pus-o în diverse contexte, ai vorbit despre NLP, ai dat niște exemple care sper eu măcar să fie adus perspective noi în gândurile celor care ne ascultă și închei această conversație cu întrebarea clișeu. Cine ești tu, Marius Simion, de poți vorbi despre toate astea? Când într-o zi am înțeles că de fapt un om de-a lungul vieții își asumă roluri diferite și e normal și sănătos ca astăzi să fiu trainer de NLP, la finalul cursului să fiu prieten, să mă duc acasă și să fiu tată, să fiu soț, să fiu frate, să fiu copilul părinților mei. În momentul în care am înțeles că modul în care noi ne simțim ține de asumarea unei identități într-un anumit moment al zilei, într-un anumit moment al vieții noastre, m-am simțit eliberat. Pentru că până atunci credeam că dacă eu sunt într-un fel, în orice context al vieții mele trebuie să fiu în acel fel. Dar atunci când sunt trainer,
alte lucruri sunt valoroase pentru mine, alte abilități îmi vin la suprafață decât atunci când sunt tată și mă tăvălesc cu Adeline pe covor și ne jucăm cu plastelină. Știi? N-ar da bine chestia asta în fața grupului de participanți la training să o fac. Ar fi într-un fel așa. Știi cine sunt? Sunt toate aceste roluri pe care le jucăm, le joc, și încă ceva dincolo de ele. Imaginează-ți un actor că joacă astăzi un rol, mâine un rol, poi mâine un rol. Dar care e actorul ăla bun? Ăla care rămâne blocat într-un rol doar pentru că a fost aplaudat în rolul ăla? Sau ăla care iasă dintr-un rol, l-a făcut genial rolul respectiv, a jucat un rol, nu știu, un monolog, o tragedie, și mâine este capabil să intre într-un rol și să joace o comedie? Păi ăla l-admiri, ăla este monstru sacru în actorie. Ne uităm la un Al Pacino sau mai știu eu la cine, la actori din ăștia buni, tocmai pentru că au această putere de a intra într-un rol 100% și apoi de a ieși din rolul ăla și a intra într-un alt rol 100%. Ei nu rămân. Cum ar fi ca Al Pacino să fi jucat un rol de care e super mândru și să zică nu, de acum înainte eu doar rolul ăsta îl joc. Doar asta vreau, nu da. Nu mai joc alt rol. Da. Am învățat această lecție că nu sunt tot timpul într-un anumit rol și că, exact ca un actor, acum e nevoie să fiu într-un rol, mâine e nevoie să fiu un alt rol, dar când mă întreb cine sunt, nu știu să zic mental, rațional lucrul ăsta. E o senzație că sunt acel actor care se uită și se bucură de rolurile pe care le joacă. Dar nu sunt rolurile pe care le joc. Zona asta este, de fapt, trecerea dinspre dezvoltarea personală, care implică a îmbunătăți rolurile și căutarea aia transpersonală a sinelui, căutarea aia spirituală, care zice, băi, noi suntem mai mult decât personalitatea noastră, decât masca noastră. Suntem acel sine de dincolo de rolurile pe care noi le jucăm de-a lungul vieții. Nu știu să zic în cuvinte. E o senzație, o stare interioară care apare atunci când am și eu timpul meu de liniște și mă pun, închid ochii și meditez. Atunci, pentru câteva fracțiuni de secundă, știu cine sunt. Apoi deschid ochii, mintea începe iară să croșeteze, să vorbească, și am uitat cine sunt. Iar am intrat instant într-un rol. M-am asociat într-un rol pe care îl joc în viața mea. Îți mulțumesc frumos că ne-ai lăsat să experimentăm mai multe frânturi din rolurile pe care le joci în această conversație în care ți-ai făcut gândirea vizibilă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație și mult succes în continuare! Mulțumesc că ai rămas cu noi până la final. Sper că ți-a plăcut această conversație, iar dacă da, te încurajez să cauți acel audiobook despre care vorbea Marius în episod. Ți-am lăsat, ca întotdeauna, un link în descrierea acestui episod, indiferent în ce platformă mă auzi acum. Dă click pe link, citește detaliile și comandă audiobook-ul. Nu e o investiție financiară extraordinară, dar s-ar putea să fie exact instrumentul de care aveai nevoie ca să construiești sau ca să antrenezi încrederea în tine. Eu cred foarte tare că stima de sine este genul de ingredient pe care, dacă îl ai, se vede, dacă nu îl ai, se vede. Așa că te încurajez și mă încurajez și pe mine totodată să lucrezi un pic mai atent la ce înseamnă a avea încredere în tine, dincolo de imaginea de sine, și să îți dai seama că este un antrenament care probabil nu se va termina niciodată. Și tot probabil, fix asta e frumusețea noastră a ființelor umane care alegem să creștem și să evoluăm. Mulțumesc din nou pentru atenția ta! Ne reauzim în curând. Până atunci, fă-ți gândirea vizibilă!